faithful you will be. You pledge yourself to me, and it's why I sing. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Peace, bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break at your name. Still, call the sea to still, the rage in me to still. Pace? Vă spunem pace, bună dimineața și bine ați venit la Biserica Baptistă Speranța. Ne bucurăm că ați ales să veniți la închinare împreună cu noi și ne bucurăm pentru că ați ales să respectați măsurile de protecție și de siguranță care ne ajută pe toți să ne păstrăm în condiții de siguranță și să nu avem nici probleme legale, nici probleme de sănătate, Doamne ajută. Haideți să ne ridicăm și vom începe timpul din dimineața aceasta cu rugăciune. Dumnezeul nostru, te lăudăm și îți mulțumim pentru bunătatea ta. Îți mulțumim pentru că avem o nouă zi de îndurare din partea ta și ne-ai dat harul să fim la părtășie împreună, să ne uităm către tine, să ne aducem aminte cât de minunat și de măreț ești tu, să ne uităm, Doamne, către lucrările tale cele mari și să mărturisim că Tu ești Dumnezeul atotputernic. Te lăudăm, Doamne, și îți mulțumim pentru bunătatea Ta cea mare. Și vrem să Te lăudăm și să-Ți înălțăm numele care este vretnic de toată lauda. Amin. Amin. Vreau să citesc
Două versete, trei în dimineața aceasta, din Psalmul 84, versetul 5. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea Domnului, înaintea lui Dumnezeu în Sion. Mergem din putere în putere, știind că Dumnezeul în care ne-am pus încrederea are toată puterea. Și cu El și împreună cu El vom ajunge să-L vedem în slava Sa. De aceea haideți să-I cântăm cu inima noastră, cu viața noastră și să îndreptăm toată atenția asupra Lui în momentele care urmează. Nimeni ca tine care să aibă toată puterea,
și care să aibă atâta dragoste față de noi. Te lăudăm în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru că toată bunătatea și dragostea pe care ne-ai arătat-o a transformat viețile noastre și stăm în dimineața aceasta mărturisind că doar de Tine avem nevoie mai mult decât de orice altceva. Tu, Doamne, ai toată puterea și înaintea Ta stăm și ne închinăm și mărturisim că Tu ești Dumnezeul nostru. Fii lăudat în veci. Amin. Aceasta pentru timpul de rugăciune am ales să ne uităm la un text din Ieremia,
capitolul 29, Ieremia capitolul 29, pentru că pe măsură ce lumea experimentează lucruri și evenimente care erau de neconceput cu câțiva ani în urmă sau cu câteva luni în urmă, credința fiecăruia, dar credința de zi cu zi este zdruncinată. Săptămâna trecută am ajuns din nou să pot să plec în Germania să vizitez bisericile de acolo. Chiar când făceam bagajul, i-am spus soției, s-a pus praful pe valiză de când am mai plecat, ceea ce era incredibil, că de multe ori nici nu o puneam la o parte, iar rămânea pe hol. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să încep să merg din nou să vizitez pe frații de acolo. Și a fost un lucru minunat să ne revedem după câteva luni. Dar fiind și acolo, am văzut și vedem în fiecare zi cum aplicabilitatea credinței noastre este zdruncinată. V-am vorbit mult despre credință, că Dumnezeu ne vindecă, că Dumnezeu ne protejează, că Dumnezeu face. Dar când ajungem la felul în care punem în practică această credință, acolo se schimbă lucrurile. Dar fiecare precipitare a evenimentelor din lumea noastră are un scop, și anume de a ne aduce aminte de iminenta întoarcere a Domnului Iisus Hristos. Din când în când, Dumnezeu scutură temeliile pământului, scutură credința noastră, ca să ne aducă aminte tocmai de asta, că El vine în curând și va veni în curând. Și asta trebuie să fie ceva ce să fie permanent în mintea noastră, să fie ceva ce să conducă viața noastră. Acum, de fiecare dată când se întâmplă lucruri de felul acesta, apar și tot felul de proroci, ce îndeamnă creștinii fie la o viață pasivă, o retragere totală din viața cotidiană, sau, pe de altă parte, alții ce îndeamnă la instaurarea dreptății sociale, respectiv instaurarea împărăției cerurilor pe pământ, chiar cu forța dacă e nevoie. Astfel de abordări extreme sunt de altfel contrare cuvântului lui Dumnezeu și existau și pe vremea prorocului Ieremia, când poporul Israel fusese dus în robie în Babilon. Unul dintre acești proroci care venea în numele Domnului, unuia dintre acești proroci îndeoseb pe nume Hanania, Dumnezeu are ceva să-i transmită și îi spune așa: ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu insufli poporului o încredere mincinoasă. Este adevărat că eliberarea poporului din robia babiloniană fusese deja hotărâtă de Dumnezeu, dar Dumnezeu hotărâse o vreme. Și chiar dacă această eliberare era deja hotărâtă de Dumnezeu, după cât de adevărat este că Domnul nostru se va întoarce, totuși, asta nu însemna deloc retragere din viața cotidiană a poporului sau răsturnarea opresorului prin forță. Și priviți, de fapt, care este mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru poporul Israel și care putem să luăm și noi, pentru noi, la vremea respectivă. Ieremia 29, și vom citi de la versetul 4 până la versetul 9. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Și aș vrea să observați acolo, cum se spune, că Domnul i-a dus. Domnul i-am dus. Zidiți case și locuițile, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fiii și măritați-vă fetele, să facă fii și fiice, ca să vă înmulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror visuri voi le pricinuiți. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, zice Domnul. Am ales acest pasaj în contextul în care, până marți, 18 august,
Se pot depune candidaturile pentru alegerile locale care vor avea loc în 27 septembrie. Și m-am gândit că ar fi bine să avem un start rapid. A începe să ne rugăm pentru cei pe care Dumnezeu îi va pune în dregătorii și pentru cei care vor fi aleși, nu doar cu o zi înainte de alegeri, ci acum când deja se depun candidaturile. De multe ori ne trezim precum copiii la școală, că n-am învățat nimica și înainte să plecăm la școală, înainte de examen, ne rugăm, Doamne, dă-ne înțelepciune și putere să scriem tot. Și e copilăresc să gândești astfel. Tocmai de aceea n-aș vrea să ajungem în ziua alegerilor, înainte să mergem la vot, înainte să intrăm în urnă, acolo să punem ștampila, să punem votul nostru în urnă, să nu trebuiască să ne rugăm, Doamne, dă-mi înțelepciune pe cine să votez și să aleg rău cel mai mic, cum ne-am obișnuit. Ci mai degrabă să începem să ne rugăm, Doamne, ridică oameni care au cunoștință de Tine, oameni care cunosc cuvântul Tău și oameni care să se teamă de Tine. E interesant că Domnul spune poporul Israel, înmulțiți-vă ca să nu vă împuținați. Cum ar fi dacă am începe să ne rugăm ca Dumnezeu să înmulțească pe cei care sunt în autorități? Problema noastră este că am ajuns ca societate unde suntem pentru că s-au împuținat cei care cunosc pe Domnul în poziții de autoritate. Și ar trebui să începem să schimbăm perspectiva. Că Dumnezeu ne zice, eu v-am dus acolo, eu am rânduit să fiți pentru o vreme în această robie. Dar în această robie nu înseamnă să stați pasivi, pe de o parte, și nu înseamnă niciodată, totodată, să răsturnați prin forță, ci mai degrabă trebuie să faceți ceea ce trebuie să faceți, să fiți ceea ce trebuie să fiți. Și unul din lucrurile care le putem face este să ne rugăm. Să ne rugăm. Și în momentele următoare aș vrea să ne ridicăm și aș vrea să vă rugați, nu doar acum, în aceste momente, ci până după alegeri și de ce nu în continuare, pentru că suntem îndemnați de Cuvântul lui Dumnezeu să ne rugăm pentru cei înălțați îndregătorii. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să rog o soră și un frate să se roage cu voce tare, iar noi ceilalți în duhurile noastre vei veni cu această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Amin?
Nimic din ce se întâmplă în jurul nostru se întâmplă fără știrea Ta, fără permisiunea Ta, dar totodată, Doamne, ne-ai dat nouă posibilitatea de a fi responsabili și ne-ai chemat să fim sare și lumină în societatea aceasta. Te rugăm, Doamne, ca biserică, ajută-ne să începem prin a ne ruga și să fim consecvenți în a ne ruga pentru cei care vor fi înălțați îndrăgătorii, pentru care au ajuns să fie îndrăgătorii, să conducă. Și, Doamne, totodată, ajută-ne să fim gata atunci când Tu ne chem, când Tu chem oameni din rândul poporului Tău ca să Te slujească îndrăgătorii, ajută-ne pe noi să-i susținem și totodată să ne rugăm pentru ei, ca ei să poată să fie ceea ce trebuie să fie, cu adevărat sare și lumină în forurile decizionale. Te rugăm, Doamne, ca Tu să binecuvintezi biserica Ta în acest loc. Binecuvintează cuvântul Tău care se va vesti în această dimineață și fă, Doamne, ca schimbarea noastră, potrivit cuvântului Tău, să fie o laudă la adresa numelui Tău. În numele Domnului Iisus. Amin. Vreau să-l invit pe Alin pentru un scurt anunț despre ceea ce urmează să înceapă de duminica viitoare, pentru un special pentru copii. Sunt informații care sigur vă interesează. Pacea Domnului, ce bine e fără mască aici în față. Acum două săptămâni deja am avut la Sânt Petru o întâlnire cu copiii. S-au bucurat foarte mult de revedere după luni de zile cei care au fost prezenți. Și ne-am bucurat să, împreună să le slujim, să-i îndrumăm spre Domnul din nou, văzându-ne față în față. Săptămâna viitoare am vrea să începem din nou programul cu copiii într-un mod diferit de cum s-a făcut înainte de această pandemie. Am hotărât să facem cu Daniel împreună cu Robert, bineînțeles, patru stații, le-am numit încă de la Sânt Petru. Vor fi, practic, patru clase în biserică, în locația aceasta, și prin rotație, grupuri mici de copii, pe vârste, vor merge din cameră în cameră pe parcursul întâlnirii de dimineață. Deci, începând de săptămâna viitoare, la programul de la ora 11 și jumătate începând, vor fi aceste întâlniri pentru copiii bisericii noastre, pentru copiii dumneavoastră, unde sunt bineveniți, împărțiți pe camere, prin rotație vor avea parte de lecție biblică, cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt pregătit de jocuri, dar începem săptămâna viitoare, m-am echipat, dar o să rămân așa până săptămâna viitoare. O să avem și verset de memorat într-o altă clasă. Și ce mai era, Daniel? Mai era încă o cameră, nu? Unde trebuiau să facă craft cu Emilia. Mulțumesc! Așa că copiii dumneavoastră sunt bineveniți de săptămâna viitoare. Domnul să binecuvinteze! Amin, mulțumim frumos! Haideți să mai cântăm o cântare și apoi vom merge către cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce sunt, tot ceea ce se vede în mine sau la mine astăzi, sunt prin harul lui Dumnezeu. Și oricare dintre noi putem spune asta, tot ceea ce sunt doar prin harul lui Dumnezeu. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce mi umple inima. Speranța mea e doar în Domnul Iisus, viața mea e legată doar de El. Pot să spun că Iisus, pace-mi dar mi-a adus, tot ce sunt prin harul Său. Chiar dacă noaptea în jurul meu se lasă, Iisus va fi mereu de partea mea. Puterea lui se arată.
Vă invit să ocupăm locurile. Mulțumesc din nou echipei de închinare pentru tot ceea ce faceți, pentru sacrificiul vostru. Vreau să mulțumesc și celor care sunteți implicați în lucrarea de copii. Știu că ați pregătit un timp minunat la Sânt Petru și ne bucurăm că avem informații noi și cu privire la acest virus. Îi afectează foarte puțin spre deloc pe copii, astfel că oricum luăm toate măsurile necesare de protecție și în clasele de copii. Vreau să vă asigurăm și pe cei care alegeți încă să rămâneți acasă, că facem tot ce ne stă în putere să dezinfectăm biserica, clasele, în același timp să păstrăm această distanțare socială care ne ajută să nu ne infectăm de acest virus care, după cum poate știți, are deja leac, sunt mai multe leacuri, nu este atât de, știu eu, criminal pe cât se vorbea până acum. Și pentru asta ne bucurăm, pentru că știm că Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă. Vrem să păstrăm aceste măsuri de siguranță, dar în același timp, siguranța noastră reală este în El. Și dacă Domnul alege ca unii dintre noi să plece prin acest virus sau cu ajutorul acestui virus și, bineînțeles, alte comorbidități, nu putem să ne ascundem de Dumnezeu oricum. Asta este în mâna Lui. Înainte să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă readuc aminte că în duminica din 30 august vom avea un botez nou testamental. Sunt câțiva candidați care deja ne întâlnim cu ei de câteva săptămâni. Unii mai uită să vină sau au și alte probleme. Mai avem o întâlnire săptămâna viitoare și apoi dimineața de la ora 10 pentru cei care sunteți candidați de botez. Au mai venit câteva persoane care au pierdut întâlnirile, astfel că deschidem și o altă listă de botez pentru un botez poate luna viitoare sau când se strâng suficient de mulți oameni pentru aceasta. De asemenea, alaltăieri, Dumnezeu l-a chemat acasă pe fratele nostru Voiculescu, Georg. După o viață lungă alături de el, aseară am avut ocazia să fim la priveghi împreună cu mai multe persoane din Biserica din Vulcan, din Rodbav și din biserica noastră de aici. Și astăzi, la orele 13, va avea loc înmormântarea. Cei care doriți să fiți alături de familie, puteți să participați împreună cu noi. Imediat după încheierea acestui serviciu, vom merge direct acolo. La ora 1 începe serviciul de mormântare. Ne bucurăm că este vreme bună, pentru că în capelă nu sunt îngăduit decât 20 de persoane, dar afară putem să mergem cât de mulți să împărtășim această compasiune împreună cu familia îndoliată. Spuneam și în serviciul de mai devreme, este minunat când putem să participăm la un serviciu de priveg sau de mormântare și să vedem speranța. Îmi place și numele bisericii noastre, Speranța. Am început și o campanie de care vă vrea aduc aminte, Eu sunt Speranța, Tu ești Speranța. O campanie prin care nu numai să vorbim, ci să trecem la acțiune, la fapte. Dacă ați completat sau dacă nu ați completat unul dintre aceste, fie că sunteți copil, fie că sunteți adult, una dintre aceste carduri prin care promitem credința noastră, dărnicia noastră înaintea lui Dumnezeu și nu numai, pentru că nu e vorba numai de bani, este vorba de disponibilitate, cum vom vedea și în dimineața aceasta. O să vă invit să luați un card. Nu ne interesează numele dumneavoastră, partea pe care este numele dumneavoastră, păstrați-o pentru dumneavoastră, dați-ne un card fără nume cu ceea ce promiteți că puteți face pentru Dumnezeu în lucrarea aceasta. Fie că sunteți din biserică, fie că sunteți din diaspora, puteți face această înscriere și pe site-ul nostru, care va deveni, sper, foarte curând activ. Pentru cei care v-ați uitat, ați văzut că sunt niște lucrări acolo. Dar foarte curând vom fi și online pe site-ul nostru și, bineînțeles, prin celelalte mijloace media. De ceva vreme ne uităm la anumiți eroi în momente de criză și așa cum și noi acum trecem printr-un moment de criză care nu știm cât va dura, Dumnezeu este interesat în persoana ta. Și vreau să fac cât de personal posibil acest mesaj,
Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de multitudini. Tot timpul Dumnezeu caută un om. Și am văzut câțiva eroi în săptămânile care au trecut, am văzut, am uitat și la bărbați, femei, chiar copii pe care Dumnezeu îi alege la un moment dat pentru a sta în spărtură. Am văzut că atunci când bărbații nu se ridică la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu, când bărbații își condiționează răspunsul lui Dumnezeu față de cu anumite scuze, Dumnezeu ridică femei. Care la un moment dat, chiar în viața poporului Israel, am vorbit despre două în trecut, și anume despre Deborah și despre Estera, ajung să conducă poporul lui Israel. Ajung să fie în funcții publice, așa cum ne-am rugat dimineață, să judece poporul lui Israel. Când bărbații nu își fac treaba, Dumnezeu va lucra cu femeile. Și nu numai. Suntem, într-adevăr, putem fi o echipă, un trup, un întreg în lucrarea lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu alege copii pe care să-i pună pe scaunul de domnia lui Israel. Tineri. Și astăzi ne vom uita în 1 Samuel, la acest copil bălai pe care, cu părul bălai pe care îl descrie Biblia într-un mod foarte frumos, atunci când poporul lui Israel este într-o luptă cu filistenii și este un uriaș care amenință și aduce injurii la adresa poporului Dumnezeu și la adresa lui Dumnezeu însuși, deși toți vitejii lui Israel sunt acolo, frații mai mari ai lui David sunt acolo, Saul, despre care Biblia ne spune că este mai înalt decât toți oamenii din Israel, mai puternic decât toți oamenii lui Israel, Saul nu este gata să meargă la luptă. Trec 40 de zile și nimeni nu se găsește în Israel să lupte împotriva acestui filistean. Când David însă aude aceste injurii, aude chemarea lui Dumnezeu și este constrâns să intervină. Aude și vede o nevoie în poporul Israel când nimenea nu are curaj să ridice vocea. Când nimenea nu are curaj să facă un pas în față, copilul acesta, David, alege să se ridice pentru Dumnezeu. Și în 1 Samuel, dacă întoarceți împreună cu mine, în 1 Samuel, capitolul 17, îl vedem pe David în fața împăratului Saul. Dacă uitați în capitolul 17, versetul 37, spune: David a mai zis: Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul i-a zis lui David: du-te și Domnul va fi cu tine. Și pentru mine este interesant ce se întâmplă aici. Acest copil spune: mă voi duce să mă lupt cu acest uriaș. Și marele Saul găsește un speech din ăsta foarte baptist, dacă vreți. Nu știu dacă era baptist, dar mă rog, foarte pocăit. Du-te și Domnul să fie cu tine. Forța să fie cu tine, da? Du-te tu, că noi nu avem curaj. Frații lui David, du-te tu, du-te cu Domnul. Dar fără să-și dea seama, Saul ne învață un adevăr extraordinar. Indiferent cine ești, poate te vezi neajutorat, poate nu te vezi pregătit, poate nu ești elocvent, poate trecutul tău te urmărește, dar dacă Dumnezeu vine cu tine, cine poate fi împotriva ta? Dacă Dumnezeu merge cu tine, cine poate să stea împotrivă? Arma secretă a lui David este piatra, stânca. Piatra care îl ucide pe uriașul acesta. David a fost destul de sensibil și proactiv. Nu a fost gata să stea în bancă, să se ascundă după o bancă atunci când chemarea lui Dumnezeu a ajuns la urechile lui. A fost gata să facă un pas în față. Eu mă voi duce să mă bat cu acest filistean. Nu prin puterea mea, dar există această piatră în care mă încred. Acela care m-a eliberat în ascuns. Nimeni nu m-a văzut cum m-am bătut cu leul. Nimeni nu m-a văzut cum m-am bătut cu ursul. Dar Domnul a fost cu mine acolo și va fi cu mine și acum. Mă întreb dacă este ceva ce vezi în lumea aceasta, în biserică, unde poți să intervii. Undeva unde Dumnezeu îți atrage atenția când toți oamenii sunt lași. Când ceilalți frați a tăi se ascund, când ceilalți frați râd de tine. I-au spus: ce te-ai urcat aici să vezi lupta? Ce ai făcut cu oile?
Când David ajunge împăratul lui Israel, acest copilaș ajunge împăratul lui Israel. Știți care este rugăciunea lui? Doamne, m-ai luat de la coada vacii. Din staulul oilor m-ai luat. Și m-ai făcut să conduc poporul tău. Câți dintre noi nu putem spune același lucru? Doamne, de unde m-ai scos? Din ce groapă m-ai scos și m-ai adus să te cunosc? Nu te vezi calificat? Nu știind de ajuns de multe? Lasă-i pe ceilalți care au făcut teologie, lasă-i pe ceilalți care sunt mai elocvenți decât mine. Dumnezeu te vrea pe tine. În aceste momente de criză, Dumnezeu te cheamă pe tine. Într-un alt context, dacă ne uităm în Isaia, într-un context destul de trist, pentru că este un moment când moare împăratul lui Israel. Unul dintre oamenii care trebuia să conducă poporul în luptă moare. Și în anul morții lui Ozia, împăratul lui Ozia, spune Isaia, am văzut pe Domnul ședând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele, cu 2 zburau și strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Gândiți-vă la acest eveniment, pentru că Isaia este în templul lui Dumnezeu. Cum este casa aceasta? Și slava lui Dumnezeu umple o casă. De aceea este important ce facem și cu această clădire. Pentru că Isaia putea să întâlnească cu Dumnezeu oriunde altundeva, dacă așa vrea Dumnezeu, dar nu, Domnul s-a întâlnit cu Isaia în templul lui. Și ce este interesant aici, că se pare că Isaia este singurul om în templu. Și știți, uneori este foarte ușor să ne ascundem printre oameni, mai ales acum când avem jumătate de față acoperită, putem să și căscăm, putem să, știu eu, nici nu trebuie să ne mai machiem, nu? Acum avem fața acoperită, ne ascundem un pic și mai ușor decât înainte. Dar Isaia, și dacă mai erau alți oameni în templu, nu vede pe nimeni altcineva. Vede slava lui Dumnezeu și aceste ființe impresionante cu 6 aripi. Nu știu dacă am avea această viziune în dimineața aceasta aici. Ce s-ar întâmpla? Când slava lui Dumnezeu ar umple templu și aceste ființe care strigă cu 6 aripi, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. În aceste momente, Isaia aude chemarea lui Dumnezeu. Zice, se zguduiau ușor ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buzele necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Este o reacție normală pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi. Atunci când vedem slava lui Dumnezeu, când auzim cuvântul lui, trebuie să ne vedem așa cum suntem. Mă văd necurat, un om cu buzele necurate, trăiesc, am o familie imperfectă, cu oameni care suntem păcătoși, nu suntem demni, nu suntem vrednici de a sta în prezența lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, slăvit să fie Domnul. Iată ce se întâmplă aici. Dar unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu un clește pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Nu este acest lucru adevărat și pentru noi? Nu am fost atinși cu un cărbune aprins, ci sângele lui Iisus Hristos a curs și a șters păcatul nostru. Vinovăția noastră, buzele noastre, păcatul nostru este șters de însuși sângele lui Iisus Hristos și prin asta suntem făcuți vrednici. Și când aude chemarea lui Dumnezeu, Isaia spune așa, am auzit glasul Domnului, întrebând, pe cine să trimet și cine va merge pentru noi?
Aș vrea să auzi glasul acesta lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Chiar într-o perioadă de criză, Dumnezeu caută voluntari. Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Mă gândesc, dacă Isaia văzuse acele ființe impresionante, putea să răspundă, Doamne, cred că serafimii ăștia sunt calificați. Ăștia să meargă pentru tine. Uite cât de puternici sunt, de glasul lor se zguduie templul. Ei sunt, să meargă ei pentru tine. Așa cum poate tu te gândești acum, a să meargă alții care sunt pregătiți. Dumnezeu nu caută oameni pregătiți. Caută niște voluntari care vor să se pună la dispoziție. Dumnezeu nu caută oameni calificați, ci va califica. Dumnezeu va echipa pe aceia care se pun la dispoziția Lui. Indiferent cine ești, pune-te la dispoziția Lui. Dacă auzi chemarea Lui în dimineața aceasta, lasă trecutul, lasă vinovăția trecutului pe care o folosește cel rău să te descalifice. Bă, tu nu meriți, doar știi cine ești, doar știi cum ai greșit. Lasă-L pe Dumnezeu să te folosească. Ascultă de vocea Lui. David a văzut o nevoie și a fost gata să o împlinească. La fel Isaia, când vede ce se întâmplă, vede că Dumnezeu caută un voluntar și nu lasă pe altcineva. Doamne, eu mai târziu. Zice, eu voi merge, spune. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Fratele Marius a vorbit din Ieremia la timpul de rugăciune și înainte să mergem în Noul Testament, aș vrea să ne uităm în Ieremia, în capitolul 1. Pentru că Ieremia este un om care și el a fost chemat să ducă Evanghelia lui Dumnezeu și știi ce este interesant despre Ieremia? Este un om care toată viața lui a predicat și n-a văzut niciun om mântuit. Dacă citiți cartea Ieremia, este frustrant. Adică să faci o biserică și să vii să predici, sau el mergea pe stradă, dar n-a văzut niciun om care să răspundă chemării lui Dumnezeu. Cu toate acestea, chemarea pe care a făcut-o Dumnezeu lui este valabilă și în dimineața aceasta pentru fiecare dintre noi. Uitați-vă ce spune Ieremia, capitolul 1, în versetul 4. Spune, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil, dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite. Și vei spune tot ce îți voi porunci. Care este scuza ta? Care este scuza ta? Păi acum în pandemie trebuie să facem distanțarea socială și n-am cum să merg. Tinerii copii au fost joi la evangelizare. Cum a fost? Puteți vorbi cu oamenii? Extraordinar a fost. Ar trebui să lăsăm să facă o mărturie. Acum, în pandemie, oamenii ascultă? Cu mască, așa? Este o oportunitate pe care Dumnezeu o pune la dispoziția noastră. Care este scuza ta? De ce nu ești gata să stai în spărtură, să răspunzi chemării lui Dumnezeu? Dacă vă uitați în istoria scurtă, chiar din ultimele luni. Să știți că hashtag-urile nu schimbă nimic. Dacă încercăm să dăm vina pe sistemul judiciar, pe sistemul politic, dacă încercăm să găsim vinovați pentru ce se întâmplă, nu o să schimbăm nimic. Vorbeam dimineață cu cei care au fost prezenți și
Ne gândim acum că suntem de multe etnii, venim din diferite pături sociale și avem diferite creșteri, suntem diferite culturi. Dar gândiți-vă un pic la prima familie de pe planetă, Adam și Eva. După ce păcătuiesc, au doi copii. Da? Au aceiași părinți, aceeași mamă, același tată. Nu vorbim de alte religii, nu vorbim de alte culturi, nu vorbim de, știu eu, de mentalități diferite. Doi copii, Cain și Abel, și unul dintre ei alege să se ridice împotriva celuilalt și să-l omoare. Știți care este realitatea cruntă? Că în noi, cu toții, avem un Cain și un Abel. În noi coexistă aceste două caractere. Dând la o parte celelalte lucruri, Cain și Abel. Cel mai cunoscut dintre apostoli, sau mă rog, cel puțin este autorul majorității Noului Testament, Apostolul Pavel, despre care știm că a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu, știm că a stat 3 ani în pustie unde Dumnezeu l-a învățat, ne scrie majoritatea Noului Testament și totuși vine un moment în viața lui când intră în sinea lui, face o retrospectivă a lui însuși, se uită atent la viața lui și știți ce descoperă? Un Cain și un Abel. Și dacă vă uitați cu mine în faptele în Romani, în capitolul 7, uitați-vă un pic la această frustrare a lui al Pavel, pe care dacă îl cunoști pe Dumnezeu, este imperativ să o ai și tu. Pavel spune în versetul capitolul 7, în versetul 14, știm într-adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu într-adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Vi s-a întâmplat vreodată acest lucru? Păi știu că nu e bine, dar totuși asta fac. Și știu ce este bine și asta nu fac. Și atunci când se spune de la amvon chemarea vocii lui Dumnezeu, păi e o frustrare. Nu pot să fac ce vrea Dumnezeu. Dar slavă Domnului că Apostolul Pavel, deși identifică această luptă internă, ne dă și soluția. Prin Iisus Hristos. Pentru că dacă l-ai cunoscut, dacă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, frustrarea acestea te va duce până la mormânt. Vei încerca să fii moral, vei încerca să faci bine, dar și binele tău va trece de rău. Și atunci când vei face bine, știi că nu e de la tine. Și atunci când vei face răul, te vei simți bine. Pentru că ne place să ne uităm la cel de lângă noi și să-l acuzăm. Fie că e politician, fie că este om de afaceri, fie că este vecinul nostru, îl vom vedea mai rău pe el decât pe noi. Și atunci asta ne face să ne simțim bine. Vom căuta o scuză. Păi eu sunt mai bun decât cutare. Chiar dacă înăuntru sunt rău. Am avut un coleg de seminar care tot timpul spunea: urâm în alții ceea ce este urât în noi. Și asta este adevărul. Nu ai cum să vezi ceva rău în aproapele tău dacă răul acela nu este și în tine. Nu ai cum să-l identifici. Citiți capitolul 7 în întregime din Romani. Și veți vedea că nu ai cum să știi când cineva este rău sau când cineva este meschin sau când cineva este hoț sau când cineva este răutăcios dacă acel potențial nu este și în tine. Nu ai cum să-l identifici. Cu ce ești mai bun decât cel de lângă tine? Cu absolut nimic. Toate relele pe care le vezi în ceilalți oameni sunt și în tine, dar poate încă n-ai ajuns să le faci. Dar toate coexistă în interiorul tău. Slavă Domnului că
Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, există o alternativă. Și dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine, prin faptul că ai acceptat jertfa Lui pentru tine, frustrarea aceasta nu va trebui să te definească. Este o luptă, da? În fiecare zi va trebui să iei o decizie să fii cârmuit de Duhul. Biblia spune așa în continuare. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, versul 25 din capitolul 7 Romani. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, astfel dar cu minte eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum dar, versetul 1 din capitolul 8, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cain și Abel, dacă l-ai primit pe Iisus Hristos, va deveni Cain și al doilea Adam. Lupta aceasta nu va mai fi atât de inegală. Dacă Iisus Hristos este în viața ta, al doilea Adam, Cain nu mai are nicio stăpânire asupra ta. Dacă alegi să-l lași pe al doilea Adam, iată ce spune Biblia în 1 Corinteni. În 2 Corinteni, capitolul 5, mă scuzați. 2 Corinteni, capitolul 5 și voi încheia. Biblia spune așa. Căci dragostea lui Hristos, versul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Vom merge la o mormântare de aici. Și chemarea din dimineața aceasta nu mai este pentru fratele Voiculescu. Dânsul și-a sfârșit alergarea aici. Chemarea din dimineața aceasta este pentru cei pentru care Iisus Hristos a murit și a înviat. Deci dacă ești aici în dimineața aceasta, chemarea este pentru tine. Ce vei face? Pentru că Biblia spune în continuare, așa că de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. De ce să mai acuzăm pe cei din jurul nostru? De ce să dăm vina pe clasa politică, pe pastor, pe părinți, pe vecini, pe cine știe ce? Nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine însuși prin Iisus Hristos, este un mare har. Dar niciunul nu merităm. Și unii mai mult decât alții nu merităm. Dar slavă Lui că prin jertfa Lui merităm tot ce este mai bun. Și chiar într-o perioadă ca aceasta, dacă Dumnezeu spune că te-a ales înainte să te concepi în pântecele mamei tale, este o chestiune interesantă. Mi-a atras atenția, deși am văzut de multe ori chestia asta în Biblie, de câte ori apare un înger și vorbește cu o femeie, îi spune, la anul, pe vremea acesta, vei avea un copil. Și m-am tot gândit, oare, ok, de ce îi spune la anul, pe vremea aceasta? Sau după aia când vine îngerul, după un an de zile, femeia rămâne însărcinată. Adică, sau are un copil. Dar mă gândeam că perioada aceasta de gestație este 9 luni, maxim 9 luni. Totuși Dumnezeu vorbește de fiecare dată când face un anunț în avans de 12 luni. Adică înainte ca acel făt să fie
conceput. Este ceva extraordinar pentru mine. Asta arată omniștiența lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu nu vroia să te naști în perioada asta, nu te nășteai. Indiferent cât de mult s-au iubit părinții tăi. Dar Dumnezeu știe exact când te-ai născut. Știe exact în ce familie te-ai născut. Știe de ce. Știe de ce în momentele astea de criză faci parte în această biserică. Are un plan deosebit cu tine. Cu tine. Cu tine. Nu cu noi, da? Cu noi este un alt plan general, dar cu tine. De ce n-ai vrea să răspunzi chemării lui Dumnezeu? Pentru că Biblia spune aici așa, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19. Căci adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimeși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta este mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi să-l ducem mai departe. Dacă ești aici în dimineața aceasta și încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, ăsta e mesajul pentru tine. Împacă-te cu Dumnezeu, indiferent de vremuri, indiferent de circumstanțe. Asta dorește Dumnezeu de la tine. Hai să plecăm capul doar pentru un moment. Să plecăm capul, să închidem ochii, așa cum stăm. Dacă ești în dimineața aceasta aici și încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, nu o să reușești să te împaci niciodată cu tine, cu familia ta, cu dușmanii tăi, până când nu faci pace cu Dumnezeu. De aceea, dacă ești aici în dimineața aceasta, vreau să-ți dau această ocazie să te împaci cu El. Știi că este o luptă între tine și Dumnezeu, acolo unde ești, cu capul plecat, cu ochii închiși. Dacă vrei să te împaci cu Dumnezeu, mă voi ruga pentru tine, ridică o mână și apoi lasă-o jos, dacă este cineva. Ridică o mână și apoi lasă-o jos. Am văzut mâna ta, dacă mai este cineva. La balcon, dacă este cineva. Doamne, vreau să mă împac cu tine. Ridică o mână și apoi lasă-o jos. Dacă ești aici și ești împăcat cu Dumnezeu, oare vrei să răspunzi în dimineața aceasta chemării Lui? Să fii o lumină, sare, acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Să fii vocea lui Dumnezeu pentru cei din jurul tău, pentru vecinii tăi, pentru colegii tăi, pentru familia ta. Dacă ești acolo cu capul plecat, cu ochii închiși, ridică o mână și eu vreau să răspund chemării lui Dumnezeu. Dacă este cineva, ridică o mână. Iată-mă, trimite-mă pe mine, Doamne. Este cineva. Văzut câteva mâini. Domnul să o binecuvinteze. Tată Ceresc, venim înaintea Ta și dorim să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău. Doamne, nu lăsa ca trecutul nostru, acuzațiile celui rău, să ne descalifice, Doamne, din chemarea Ta. Dă-ne, Te rog, înțelepciune să Te căutăm, să Te găsim, Doamne, să putem duce mai departe lucrarea Ta. Pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Mulțumim Dumnezeu pentru timpul pe care l-am avut. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom întâlni cu unii dintre dumneavoastră la mormântare. Ceilalți, în fiecare miercuri, la orele 18, avem un serviciu de rugăciune aici. Durează cam o oră, o oră jumate. Mai este loc, deși miercuri astea au fost destul de mulți, dar cu distanțare socială, aproape am umplut aici jos. Vă readuc aminte de importanța rugăciunii. Veniți miercurea să ne rugăm împreună, ca Dumnezeu să ne folosească, să fim lumină în perioada aceasta. Apoi ne vom întâlni din nou duminica viitoare, începând cu orele 10 și cu orele 11 jumate. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea o săptămână minunată. Biserica este liberă.